stenograme. Primar PSD, trimis în judecat de DNA. Iase, Lefe, Teio, Efe, Tepetoi. Ipe comandant Ipe ei. Nu depuinori primarii consider ce odată ce au câtigat mandatul, au câtigat i controlul asupra tuturor instituțiilor dintr-un ora. Acesta este i cazul primarului PSD din Reca, Pavel Teodor, trimis în judecat de DNA pentru ce a făcut presiuni uriașe asupra unui polist, încercând chiar să îi desfineze funcția. Problemele polistului au început în 2012, când primar al oraului Reca a fost ales Pavel Teodor. Edilul a candidat pe listele PNL, dar în 2014 s-a mutat la PSD, cu ordonanța trasei tilor. Primarul a discutat într-o prim fază cu eful poliei locale. Ulterior comisarul, EF, le-a explicat agenilor ce risc dacă mai dau amenzi. Noi suntem o polie, aici, de ordine public. Nu suntem nici DNA, nici polia economic. Punct. Depindem de ei. Primria Reca, în sensul ce, eu ca o fiertiu ca i comandant. Primarul poate să îi fac un raport. Vede, băi, polia Reca nu prea colaborează cu mine. Iase, Lefe. Pe eu, îi fe puncte pe toi. I pe comandant, pe ei. Edilul s-a suprat mai ales când au fost amendai cei care l-au ajutat în campania electorală. Las ce nu mai amendează el mult. Facem o adresă. A mai făcut o ispravă azi ziar. Pe patroana de la magazin, Ania, i-o luat numerele, i-o dat dovada i 18 milioane amend. Lui Anița, prietena mea, care-i patroan la magazinele alea. Aia care mi-a făcut mie campania. Pentru a se cepa de presiunea edilului efilor, polistul a acceptat să fie mutat pe o perioadă de câteva luni în altă localitate. Este vizitat acolo de unul dintre efii poliei Reca, care îl sfântul tuiete să nu mai dea amenzi. Acum, eu zic că, totui, cale de întoarcere există din punctul tău de vedere, ce vreau eu să spun. Nu are rost, noi să ne punem cu atia, ce pun luna, alta atia conduc. Politicul, spune Marian Dorinel Tămu. Presiunile împotriva omului legii au continuat, iar edilul a făcut intervenii la efii poliei județene. Domnule primar, începând cu data de 1 sau de 15 îi vom desfina funcția lui Dumai, îl vom muta de aici, spune a Florin Mircea Bolbo, fost adjunct al inspectorului F de la Ipiștin. Presiunile primarului au vizat i familia poliistului. Fata acestuia a fost nevoit să plece din ansamblul de dansuri, iar soia care lucra ca vânzătoare a fost dată afară. Omul legii i-a dat acceptul,
în decembrie 2014, pentru a fi mutat pe o funcție de polistrutier la Lugoj.